2 Timotei 3 cu 16 spune așa: toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu și de folos, ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune în neprihănire, pentru ca omului Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. Aici, în privința celor care spun că Vechiul Testament nu mai este valabil, Biblia spune, toată Scriptura este însuflat de Dumnezeu și de folos ca să învețe. Pentru că legea nu face nimic altceva decât să ne arate un nivel minim pe care îl cere Dumnezeu. Și încă o dată mă întorc asupra acestui subiect pentru că este important să înțelegem lucrurile corect. Să nu spunem că este Vechiul Testament și Noul Testament. Legea a fost anulată. Legea a fost anulată pentru cei care trăiesc după har. Dar cei care trăiesc după har, în predică de pe munte, Iisus cum a spus? Legea spune să nu ucizi. Dar spune, eu vă spun, chiar dacă te-ai mâniat, tu deja ai ucis în mintea ta. Legea, și mai departe, el spune, legea spune să nu prea curvești. Și el spune că doar dacă te-ai uitat deja. Deci, nivelul harului este un nivel mai înalt decât legea. Legea este cumva minimul necesar ca să nu vină pedeapsă. Dar din dragoste noi facem mai mult decât minimul necesar ca să nu vină pedeapsă, înțelegeți? Deci legea nu a fost anulată. Nimeni nu a anulat legea. Legea va fi valabilă până la sfârșitul vremurilor. Pentru cine? Pentru cei care nu trăiesc sub har. Pentru cei care nu trăiesc după principiile harului. Pentru cei care nu au aceste lucruri în inimă. Și atunci pentru ei este nivelul minim de lege. Deci cu alte cuvinte, legea este valabilă și pentru cei a lui Hristos. Doar că ei sunt mult mai sus decât acest nivel și atunci ei nici nu bagă în seamă legea. Pentru că legea pentru ei e ceva de grădiniță, ceva primitiv. În Romani 10 cu 4 spune, Hristos este sfârșitul legii. Și așa spun oamenii, Hristos este sfârșitul legii și noi nu mai trăim sub lege, ci trăim sub har. Romani 8 cu 1 spune și se explică pentru cine este valabil ceea ce este scris că Hristos este sfârșitul legei. Pentru cine este valabil lucrul acesta? Ceea ce v-am explicat deja, dar să citim acum. Acum, dar nu este nicio osândire pentru cei ce sunt în Hristos Iisus, care nu trăiesc după îndemnurile firii pământești, ci după îndemnurile Duhului. Deci oamenii ăștia nu mai trăiesc după firii. Ei nu mai au inima lipită de lucrurile pământești, ei nu mai se gândesc la rău, ei nu mai trebuie să se înfrâneze, trebuie să mă înfrânez ca să nu păcătuiesc, așa am ispit, așa am dorință, dar să mă înfrânez și să nu păcătuiesc. Asta este nivelul legii, cumva. Vreau, dar frige. Și atunci nu mă bacă frige. Dar nu că nu vreau. Vrea asta Dumnezeu de la noi? El spune, nu, asta este nivelul legii. Nivelul lui Hristos este că nu vreau. Aleluia. Nu mă atrage, nu vreau. Aleluia. Asta este nivelul lui Hristos. Amin. Și spune că care nu trăiesc după îndemnurile firii pământești, ci după îndemnurile Duhului. În adevăr, legea Duhului de viață în Hristos Iisus m-a izbăvit de legea păcatului și al morții. Spune că legea de viață, adică nivelul înalt al lui Hristos, spune, m-a izbăvit de legea aceasta. Căci lucru cu neputință legii, întrucât firea pământească o făcea fără putere, Dumnezeu a osândit păcatul în firea pământească, trimițând din pricina păcatului pe însuși Fiul Său într-o fire asemănătoare cu a păcatului, pentru ca porunca legii să fie împlinită în noi. Deci nu spune că legea nu-i valabilă. Spune, El ne-a dat Duhul Domnului ca să facă de rușine pe cei care nu împlinesc legea, ca să demonstreze că în noi, în cei care trăim după har, porunca legii este împlinită. Deci nu că pur și simplu este anulată, ea este împlinită. Și așa se explică și versetul acela că Hristos a împlinit legea.
Cum e Hristos a împlinit legea dacă El încălca? Mereu a fost acuzat că încalcă sabatul, că diferite chestii. Pentru că nivelul lui a fost mult mai înalt decât nivelul legii. El a împlinit legea prin însuși firea lui, nivelul lui. Prin ceea ce El reprezenta, El deja a împlinit legea. Și El spune că copiii lui Dumnezeu creștini sunt chemați la același lucru. Să împlinească legea fără să o bage în seamă măcar, fără să știe ce presupune legea aceasta, să împlinească natural, din inimă să împlinească lucrurile acestea.